Bătrânul din lună, de Grace Lynn. Capitolul 30. Pașii lui Minley răsunau puternic în timp ce se zbătea să-și facă loc printre bolovani în sus pe munte. Urcușul era istovitor. Din picina stâncilor și a pietrelor sculptate de vânt care țâșnau din pământ ca niște arbori zvelți, fetița abia înainta, clătinându-se la fiecare pas. Minley era atât de hotărâtă să nu se abată din drum, încât mai să ignore un mărit slab. Frica fu însă mai puternică și o țintui locului. La câțiva pași de ea nu era nimeni altul decât tigrul de cu o noapte în urmă. Minley îi putea vedea vârful verde al cozii, în spatele uneia dintre bolovanii colțuroși. În cea mai mare liniște, își făcă prima piatră mai tăioasă peste care dădu și se furișă mai aproape de fiară. Și iată-l! Tigrul hidos se plimba dintr-o parte în alta pe un bolovan golaș de parcă ar fi așteptat ceva. Minley strânse și mai tare piatra în pumn, apoi scoase un icnet de spaimă. O fetiță bucălată, îmbrăcată în roșu strălucitor, alerga spre tigru. Înainte ca Minley să apuce să o avertizeze, cineva din spatele ei o prinse și acoperi gura. Șt, auzi ea, iar când se întoarse, dădu nas în nas cu un băiețel care părea să fie de aceeași vârstă cu fetița în roșu. Pe sub pătura gri pe care o purta pe post de pelerină, Minley putu distinge veșminte matlasate de același roșu sângeriu ca cele ale fetiței. Chipul lui rotund și rozaliu părea mai obișnuit cu râsetele și chicotelele decât cu mina neliniștită pe care o afișa acum. Cu o mișcare din cap, Minley încuvință, în timp ce băiețelul îi făcea semne disperate să nu scoată niciun sunet. O, mărețe tigru verde!" zise fetița aruncându-se în genunchi în fața bestiei. Nesăbuiți au mai fost străbunii mei să mân eu așa un spirit aprig ca al dumneavoastră, magistrate. Așa cum ați poruncit, eu și cu fratele meu am fost trimiși ca ofrandă." Furios, tigrul început să ragă asurzitor, iar fetița se ghemâie la pământ speriată. Cer iertare!" rostia cu glasul tremurând. Nu doar eu, ci și fratele meu a fost trimis încoace, însă pe drum o altă bestie cumplită ne-a atacat. L-a răpit pe fratele meu, așa că am rămas doar eu." Înfuriat, tigrul scoase un horcăit fioros. Da, o altă bestie," repetă fetița. Iată ce s-a petrecut." Povestea pe care fetița a istorisit-o tigrului verde. Când mesajul dumneavoastră a ajuns la urechile familiei noastre, s-a iscat mare frământare. Toată lumea s-a jelit și a plâns când Agong, bunicul nostru, ne-a spus că ați poruncit ca în fiecare lună doi copii să vă fie aduși drept ofrandă. Asta este plata pentru necazurile pe care vi le-au pricinuit străbunii noștri, așa ne-a zis el, și dacă ne achităm de ea, urmează să ne lăsați familia în pace. E un preț mare, dar știm cu toții că, dată fiind forța și puterea dumneavoastră, n-avem de ales și trebuie să vă respectăm porunca. Așadar, eu și fratele meu am ales să fim primii copii sacrificați. Ne-am părăsit căminul și ne-am lăsat familia cu ochii în lacrimi ca să venim aici. Însă pe drum, o bestie cumplită ne-a tăiat calea, ivindu-se de după stânci. Aducea puțin cu dumneavoastră, doar că nu era într-atât de fioros și de puternic, bineînțeles, și era închis la culoare ca cerul nopții. La regetul său cumplit ne-am pitit la pământ și am încercat să explicăm. Nu ne mânca, bestie! Aparține mărețului tigru verde! La auzul vorbelor mele, fiara a tăcut. Tigrul verde? A mărit el. Da, am răspuns eu. Suntem ofrande pentru mărețul tigru verde. N-am fost trimiși pentru tine. Dacă ne ataci, îl vei mânia pe mărețul tigru verde și acesta te va nimici. Să mă nimicească pe mine? Ha, ha, a râs fiara. Tigrul verde e doar un biet molu. Ba nu, a protestat fratele meu. Marele tigru verde este cea mai puternică bestie din lume. Nimeni nu-l poate sfida. Auzindu-l, fiara a început din nou să râdă. Un porc din hârtie e mai fioros decât tigrul verde. Te iau pe tine, iar pe fetiță o las lui. Câine jalnic ce este. Și uite așa, încheie fetița, l-a răpit pe fratele meu și l-a târât până în peștera lui. Fetița a început să suspine amar, iar Minley aruncă băiețelului o privire neîncrezătoare. Acesta părea spăsit, însă îi făcu iar semn să tacă. Tigrul mărâie impacientat. În timp ce dispărea din vedere, a zis fetița înghiți speriată privind chipul înfuriat al tigrului verde. Spune-i tigrului verde că fiul său, regele, te-a lăsat în viață din milă
milă pentru slabul și nevrednicul lui tată. Auzind acestea, tigrul verde scoase un ultim răget atât de înfiorător încât până și pietrele se cutremurară. Pe Minli o trecură fiorii, iar băiețelul o apucă strâns de braț. Pot să vă arăt văgăuna în care l-a târât pe fratele meu, zise șovăitor fetița. Tigrul aprobă cu o mișcare din cap, fixând-o pe fetiță cu ochii clocotini de furie. Tremurând în toate încheieturile, fetița se ridică și îl conduse pe tigru în direcția opusă. La un semn al băiatului, Minli îl urmă în liniște.